Iubiți credincioși, una dintre activitățile cele mai frumoase pe care le putem face noi ca oameni este aceea de a ne ruga. De ce? Pentru că în rugăciune descoperim cine suntem noi cu adevărat. Și vă propun să medităm un pic asupra fragmentului pe care tocmai l-am ascultat din Evanghelia după Sfântul Luca, din așa numita predică de pe câmpie, care are în Evanghelia după Sfântul Matei un corespondent, și anume predica de pe munte. Știm că în rugăciunea Tatăl nostru, pe care o repetăm noi la Sfânta Liturghie, sunt mai multe invocații, este o rugăciune un pic mai dezvoltată. Dar în Evanghelia după Sfântul Luca, aceeași rugăciune este spusă cu mai puține invocații. Așadar, în această rugăciune, fie varianta din Sfântul Matei, fie varianta din Sfântul Luca, ne putem redescoperi pe noi înșine. Sau ne putem descoperi pe noi înșine cine suntem noi cu adevărat în ochii lui Dumnezeu. În primul rând, Iisus îi învață pe ucenicii săi să se roage, începând cu aceste cuvinte. Când vă rugați să ziceți, Tată, cred că e suficient pentru azi, Tată. Adică, dacă privim la Dumnezeu ca la un tată, sigur că noi avem analogia de pe pământ a unui tată pe care putem să-l vedem cel mai bun tată din lume, sau sigur cu anumite imperfecțiuni, că niciun om nu este perfect, dar haideți să ne gândim la cel mai perfect tată pe care ne-l putem imagina. Este o imagine palidă a lui Dumnezeu, Tatăl. Iubiți credincioși, adevărata noastră identitate este aceea de fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Și dacă simțim cu adevărat lucrul acesta, ne simțim între noi frați. Și apoi celelalte invocații din rugăciune vin în mod spontan, vin în mod natural. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Adică ne dorim ca numele lui Dumnezeu, Tatălui nostru, să fie sfințit, să nu fie blestemat, să nu fie folosit în locuri în care nu chiar trebuie să-L folosim. În jurături și, ferească Dumnezeu, altele, blasfemii, vie împărăția Ta. Ne dorim să vină împărăția lui Dumnezeu și dorim să trăim pe pământ ca în împărăția lui Dumnezeu, sau măcar să visăm cu ochii credinței, cu mintea noastră, această împărăție care să se instaureze pe pământ, deși vedem atâtea conflicte dintre oameni și dintre popoare. Și apoi începe, deci după ce am văzut dimensiunea noastră așa verticală, adică legătura noastră cu Tatăl, începe legătura noastră cu frații. Nu se spune la modul singular, la numărul singular, pâinea mea dă-mi-o, Doamne, și mi-iartă mie și așa mai departe, ci spune, pâinea noastră dă-ne-o nouă, ne iartă și noi iertăm și nu ne duce pe noi. Adică această Evanghelie ne învață că nu putem trăi de unii singuri această rugăciune, ci trebuie să trăim împreună cu ceilalți. Suntem ființe relaționale, adică avem nevoie de ceilalți. Nu putem trăi în pădure cu toții așa la sute de kilometri unii de ceilalți, ci să ignorăm faptul că suntem o comunitate, faptul că depindem unii de ceilalți în foarte multe privințe și avem nevoie unul de sprijinul celuilalt. Așadar, această rugăciune ne învață să ne redescoperim pe noi ca fiind copii ai lui Dumnezeu și ca o familie a lui Dumnezeu. Biserica astăzi îl comemorează pe Sfântul Ioan al 23-lea, unul dintre papii secolului al 20-lea, unul care a rămas în istoria bisericii sub numele de Papa cel Bun. Papa cel Bun. De ce a fi fost el atât de bun? Ce a făcut el de a fost atât de bun? Și vă recomand, am mai pomenit și altă dată la predică, să citiți decalogul serenității pe care Sfântul Părinte Ioan al 23-lea l-a scris. Era bun pentru că s-a gândit mereu
la ceilalți. Era bun pentru că s-a gândit la întreaga biserică și avea o smerenie deosebită, astfel că atunci când a fost ales ca papă, cardinalii au spus că l-aleg pentru că oricum era în vârstă și un papă de tranziție, cum se numește. Arată că acest om foarte smerit trăia în inima sa o mare, un mare, să spunem așa, dar al lui Dumnezeu. El este acela care a convocat Conciliul al doilea din Vatican și sigur a murit în timpul lucrărilor Conciliului al doilea din Vatican. Cred că unii dintre dumneavoastră ați citit aceste documente care au fost emise după Conciliul al doilea din Vatican. Cei care nu le-ați citit, vă recomand să faceți lucrul acesta. Se găsesc oriunde și în format scris și în format online. Găsiți peste tot documentele. Ele sunt, de fapt, viziunea Bisericii despre lumea de astăzi și, aș spune așa, ultima viziune, pentru că un conciliu nu se reunește așa de pe o zi pe alta și sunt momente mai rare așa în istorie în care au loc astfel de evenimente. Așadar, Papa cel Bun, Ioan al 23-lea, este cel care a convocat acest conciliu și sigur a făcut multe alte lucruri și gând așa pentru noi că suntem în România, pe când era vizitator apostolic, adică însărcinat cu anumite relații diplomatice între Sfântul Scaun și Bulgaria, a vizitat de mai multe ori și țara noastră. A fost de mai multe ori în România. Adică este unul dintre sfinții care a pășit pe teritoriile noastre. Iubiți credincioși, acest sfânt în gândurile sale spune aceste cuvinte: pentru ziua de astăzi voi vrea să fac o faptă bună pe care să nu o spun nimănui. Un gând pe care am putea să-l reținem și să-l luăm în seamă în fiecare zi. O faptă bună pe zi pe care să nu împărtășim altora decât persoanei pentru care facem acea faptă bună sau, știu, situației în care... De asemenea, aș vrea să închei această predică cu un gând din prima lectură de astăzi, și anume din cartea profetului Iona. Ne amintim de Iona care a fost trimis în Ninive, pentru că acolo era un popor foarte păcătos. A strigat cu gura mare pe străzi: dacă nu vă veți converti încă 40 de zile și cu toții veți muri, Ninive va fi distrus. Și oamenii au vestit un post, s-au rugat, s-au căit de păcatele lor și Dumnezeu i-a iertat pentru toate nelegiurile lor și astfel mânia lui Dumnezeu nu s-a mai aprins asupra acestor oameni. În lectura pe care am ascultat-o astăzi, Iona nu prea am spune că este de-al lui Dumnezeu, pentru că s-a întristat când a văzut că oamenii s-au pocăit, când oamenii s-au convertit de la viața lor rea. Care este misiunea lui Iona? Vedem că misiunea lui Iona nu a fost doar să-i convertească pe ceilalți, să vestească cuvântul lui Dumnezeu celor din Ninive, ci a fost și o convertire personală. Că atunci când noi vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim doar pentru ceilalți, ci vorbim și pentru noi. Adică eu când predic și fiecare dintre dumneavoastră, atunci când vorbiți despre Dumnezeu sau învățați pe ceilalți anumite lucruri, adică nu vorbim doar pentru ceilalți, ci vorbim și pentru noi. Adică și pentru noi și pentru mine este valabilă predica de astăzi și cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Și pentru dumneavoastră este valabil orice gând pe care îl spuneți celorlalți, un gând bun, un gând de zidire sau poate un gând de convertire. Sau... Așadar, când primim o astfel de misiune de la Dumnezeu de a-L îndrepta pe celălalt, să nu uităm că primii care trebuie să ne îndreptăm suntem noi. Lăudați să fie Iisus Hristos!